Bună dimineața din nou, dragi prieteni, sunt Rafael Udriște și mă bucur să fim încă 50 de minute conectați la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Dumnezeu este Cel care, la vremea rânduită, face cunoscută sfințenia casnicilor Lui. Așa s-a întâmplat și cu martirii de la Niculițel, Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos, ale căror sfinte moaște au fost descoperite în urmă cu 50 de ani. Despre rolul și importanța celor patru mucenici ai lui Hristos în arealul răsăritean va fi vorba în documentarul realizat de Corneliu Vlad Matache. Despre creștinismul din Dobrogea, trebuie să ne venim un pic în fire, pentru că România, uite, suntem pe pământul cel mai vechi al independenței românești până la urmă, nu prea, cea mai prima lipire la România este a Dobrogei. Și suntem aici ca și pe mărturisind, odată am spus că suntem ai lui Hristos. Iar pe de altă parte, aici suntem, dacă vrei, în inima de martiraj a României. Vara anului 1971, pe fondul inundațiilor care au afectat România, în localitatea Niculițel, județul Tulcea, ploile torențiale au scos la iveală o misterioasă cupolă de piatră. După mai multe zile, localnicii au spart cupola, au coborât în criptă și marele a fost mirare atunci când în locul unei presupuse comori au dat de rămășițe omenești. Autoritățile au fost alertate, iar cercetătorii sosiți la fața locului au stabilit că era vorba de osemintele a patru sfinți puse într-un sicriu. Pe unul dintre pereți figurau două inscripții în limba greacă, Martirii lui Hristos și Martirii Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos. Cei patru sfinți sunt menționați în Martirologiul Siriac și în cel al fericitului Ieronim, alături de alți 25 de mucenici, care au pătimit în secolul al IV-lea, în vremea împăraților Dioclețian și Maximian, în vechea cetate Noviodunum, Isaac cea de astăzi. Se crede că erau soldați în armata romană și că au fost osândiți la moarte prin tăierea capului, fiindcă au refuzat să jertfească idolilor. Cripta în care au fost îngropați a aparținut, conform cercetărilor efectuate, unei biserici de secol V cu hramul Sfântul Atanasie cel Mare, fiind unică în România și în sud-estul Europei. Iată, anul acesta se împlinesc 50 de ani de când, în urma unei ploi năvalnice, în luna iulie anului 1971, a fost descoperită cripta cu martiricon de la Bazilica din Niculițel. O descoperire senzațională, am putea spune, pentru faptul că ea, în vremurile acelea tulburi ale comunismului totalitar din România, venea să arate perenitatea învățăturii creștine pe aceste teritorii și în același timp venea să întărească credința locuitorilor de aici. Îmi aduc aminte că eram copil și am citit un scurt articol în ziarul Scânteia, la rubrica Faptul Divers, care vorbea despre descoperirea unei bazilici cu criptă. Nu știam eu atunci ce însemnează aceste cuvinte, la Niculițel. Așadar, iată că au trecut 50 de ani de când sfintele moaște au fost descoperite, în chip miraculos, am putea spune, și de atunci sfintele moaște care se află astăzi depuse spre închinarea credincioșilor și spre venerarea lor la mănăstirea Sfânta Treime de la Cocoș, izvorăsc tămăduiri celor care aleargă cu nesat la ajutorul sfinților mucenici. Autoritățile comuniste au încercat să mușamalizeze descoperirea și au interzis echipei de arheologi să spună că osemintele aparțineau unor sfinți. Din acest motiv, moaștele au fost lăsate multă vreme pe loc, iar cercetările au fost sistate. Doi ierarhi vrednici de pomenire, Antim Nica, arhiepiscopul Dunării de Jos, și Gerasim Constanțeanul, arhiereu vicar, devenit ulterior arhiepiscop al Râmnicului, dând dovadă de mult curaj și spirit de sacrificiu, au luat sfintele moaște în noaptea de 17 ianuarie 1973
și le-au dus la mănăstirea Cocoș. Ansamblul monahal a fost întemeiat în anul 1833 de trei călugări români veniți de la muntele Athos, Visarion, Gherontie și Isaia. Primele două lăcașe de cult nu au rezistat vitregiei vremurilor. Cel de-al treilea, cu hramul Sfânta Treime, a fost ridicat în anul 1911 după planurile arhitectului Toma Dobrescu, pictura fiind executată de către artistul plastic italian Francesco de Biase. Vestea aducerii moaștelor sfinților de la Niculițel s-a răspândit cu repeziciune, mănăstirea Cocoș devenind loc de pelerinaj în ciuda opoziției autorităților comuniste. Eu a trebuit să vin într-o noapte, cum am spus, de februarie, cu părintele Capaciulea și ne-a ajutat Bunul Dumnezeu ca să le salvăm și în felul acesta ne-am dus la mănăstirea Cocoșul, dar încă o dată aici am avut mare frică. Întâi, de la securitate. Al doilea, de la sinodul nostru. Pentru că avea să-mi zică mâine pe mine de ce ne-am luat așa, fără ceremonialul și fără slujba cuvenită. Și al treilea, de la cetățenii din sat de aici. Pentru că, Doamne ferește, nu că erau oameni răi, ci pentru că probabil că nu m-ar fi lăsat să le ridic și aici, dacă mai stăteau Sfintele Moaște, nu era bine pentru că se făcea condens aici și din cauza asta suferea oarecum Sfintele Moaște. Din anul 1973 până în prezent, moaștele sfinților Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos se păstrează într-un baldachin pe care este zugrăvită icoana martirilor. Odată cu întronizarea în al preasfinției sale Teodosie, ca întâi stătător al Arhiepiscopiei Tomisului, s-a instituit tradiția ca în fiecare an, pe 3 iunie, în ajunul sărbătorii martirilor de la Niculițel, după oficierea Sfintei Liturghii în Biserica Mare a Mănăstirii Cocoș, sfintele moaște să fie purtate în procesiune la Isaccea, apoi la martiriconul de la Niculițel. Bazilica de la Niculițel este un loc unde sfințenia și-a arătat toate puterile sale. Când am venit aici, știam că avem un sanctuar acolo la Niculițel. De aceea primul lucru a fost să punem în valoare Sfintele Moaște, pentru că atunci când s-au descoperit, au fost luate în ascuns ca să nu fie duse în altă parte la Institutul de Antropologie, au fost luate de vrednicul de pomenire, episcopul vicar Gherasim Constanțeanul de atunci și duse la mănăstirea Cocoș. Dar locul unde au stat atâtea secole se cuvenea să fie un loc însemnat la care să ne închinăm. De aceea am hotărât, îndată după Paști, să facem procesiune cu Sfintele Moaște de la mănăstirea Cocoș la Niculițel, să le punem în cripta de acolo unde au stat atâția ani și să mergem nu oricum, ci cu căruțe. Și am mers cu căruțe sute de oameni. Oamenii au fost foarte bucuroși și entuziaști. De aceea am făcut slujba acolo de dimineață, în ajun, pe trei, și am plecat în ajunul de zile de sărbătorirea Sfinților pe 3 iunie cu căruțele, mai întâi la locul unde au fost martirizați, la Isaccea. Și de acolo am plecat la Niculițel și am așezat în criptă Sfintele Moaște peste noapte. Și am rânduit monahi, preoți și credincioși râvnitori să rămână să citească din viațile sfinților, să citească din psaltire. Și iată, noaptea la 2:30,
o lumină neobișnuită cerească a intrat în criptă în timp ce se făceau aceste rugăciuni. A fost un semn de la Dumnezeu și o mulțumire că am scos Sfintele Moaște și le-am adus din nou la locul unde au stat 14 secole. De aceea, iată, după ce le-am făcut pomenire la biserica din Isaccea, le-am așezat acolo și s-au adunat mulți creștini și 7 ani, acest pelerinaj l-am făcut continuu și creștinii au fost foarte bucuroși pentru că aceste sfinte moaște au fost cinstite de creștinii de la noi din țară, de pretutindeni, dar și de creștinii din afară. S-a vorbit despre acest sanctuar și mi-aduc aminte că au venit întreagăt și oameni de alte confesiuni și priveau la slujba care se făcea și erau toți entuziaști de aceste sfinte moaște care ne-au adunat pe toți, ca și noi să fim cu sfinții și să ne sfințim și noi și să căutăm calea sfinților. La moaștere sfinților de la Niculițel, particularitatea a fost tocmai această înrolare a credincioșilor în refacerea drumului muceniciei sfinților. Cocoș, Isaccea, rugăciune acolo, făceam acatistul sfinților și simțeam o emoție deosebit de adâncă, pentru că acatistul sfinților ne vorbește de pătimirea lor. Eram chiar în locul pătimirii lor. Emoția era puternică. A participat la început, de fiecare dată, de fapt, cel care a dus moaștele de la Niculțel la Cocoș, preasfințitul Gherasim, care era acum la Vâlcea, dar invitându-l, n-a refuzat și a mers cu noi și era plin de emoție și chiar lăcrima văzând ce rod au produs aceste sfinte moaște pe care dânsul le-a furat pur și simplu de acolo să nu le ia altcineva. Fiind duse la mănăstire, n-a mai îndrăznit nimeni să le ia de acolo. Și iată, acesta a fost fiorul puternic, că cel care le-a recuperat din cripta de la Niculițel, le-a dus la Cocoș, acum le cinstea și era plin de bucurie și de fiecare dată îmi mulțumea și mă îmbrățișa cu dragoste părintească că am avut această grijă de sfintele moaște. Echipa Universul Credinței a urmărit cu interes manifestările de la Niculițel închinate sfinților Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos și a realizat știri, reportaje, interviuri, documentare pe tema cultului acestor martiri și a rolului lor în spiritualitatea ortodoxă. A fost o bucurie și o binecuvântare pentru noi, jurnaliștii, să filmăm în acest loc sfințit prin sângele mucenicilor și prin rugăciunile lor înaintea lui Dumnezeu. La Niculițel a fost amenajat un frumos complex eclezial, alături de cripta Bazilicii Paleocreștine și de lăcașul de cult cu hramul Sfântul Atanasie cel Mare, în micuța localitate din apropierea Isaccei a fost ridicată o biserică închinată celor 4 sfinți martiri. La începutul anului 2001 eram încă slujitor la Catedrala Patriarhală. În aprilie eram diacon în Dobrogea. Pe 4 iunie am participat la primul pelerinaj aici, la Niculițel. Împreună cu înalt preasfințitul Teodosie, preoți credincioși, am luat sfintele moaște de la Mănăstirea Cocoș și le-am adus aici la cripta Sfinților Mucenici. Neștiind că peste puțin timp, la data de 1 august, eram numit preot la această parohie. Atunci mi-am pus întrebări.
când mi-a fost, bineînțeles, mai greu. Ce caut eu aici, în capătul ăstral de țară? Diacon la Catedrala Patriarhală și, în august, preot la Niculițel. Și cu trecerea timpului, și mai ales acum, după ce Sfinții Mucenici străjesc Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că mare ne-a fost bucuria atunci când, la piciorul Sfintei Mese, s-au gândit Preafericitul Părinte Daniel împreună cu Preasfințitul Visarion, alături de Brâncoveanul, să fie Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip. Și de abia atunci mi-am dat răspuns la întrebare, ce caut eu la Niculițel, n-am făcut decât să continui slujirea de la Catedrala Patriarhală la demisolul Catedralei Mântuirii Neamului. Pentru că acum avem o legătură, știind că biserica dintotdeauna s-a ridicat pe mormintele martirilor. Și iată, Catedrala Patriarhală stă pe acest mormânt, având în piciorul Sfintei Mese, cum am spus, părticele din Sfinții Mucenici de la Niculițel. Ce am mai remarcat în acești 20 de ani, și a fost pentru mine o neliniște permanentă, atunci când am văzut că zidurile bazilicii duc sub casele oamenilor, atât aici, în spatele altarului, cât și în fața bisericii. Deci noi, la momentul acesta, nu știm cât de mare e bazilica de la Niculițel. Nu știm ce ansamblu a fost aici, lângă această bazilică. De aceea, în anul 2004, cu ajutorul Arhiepiscopiei Tomisului, am cumpărat două case. O casă se află chiar în spatele bazilicii, undeva cam a treia casă, și încă o casă, undeva a cincea casă, cred că, de la intrarea în bazilică, urmând, cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care simt, aș face o paranteză aici, am citit de multe ori scris în Cartea de Aur a bazilicii și am găsit în cuvintele celor care au intrat aici, pentru că oamenii vin ca la muzeu, dar pleacă ca de la biserică. Și în urma lor au lăsat scris un cuvânt pe care l-am întâlnit aproape la fiecare om. Emoție. Chiar acum de curând scrie un domn de la Sfântul Gheorghe, din Covasna, emoție, emoție, emoție. Și se semnează. Acesta cred că este sentimentul pe care îl simțim aici. De ce? Pentru că noi suntem în biserică. La 14 aprilie 2004, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înființarea Eparhiei Tulcii ca episcopie sufragană a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. 4 ani mai târziu, înaltul for administrativ bisericesc l-a ales ca întâi stătător al acestei eparhii pe preasfinția sa Visarion Rășinăreanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, ceremonia de întronizare având loc în ziua de 25 martie 2008 de sărbătoarea Bunei Vestiri. Sfinții Mucenici, Zotic, Atal, Camasie și Filip, sunt sfinți din neamul nostru daco-roman, sfinți care au mărturisit pe Hristos în cetatea Noviodunum, Isaccea de astăzi. Iată, ne bucurăm că an de an putem să mergem la Bazilica de la Niculițel și să săvârșim în ziua pomenirii Sfinților Mucenici, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor de archierei, împreună cu un sobor mare de preoți, de diaconi și o mare mulțime de credincioși care vin din toate părțile Dobrogei, dar și de dincolo de fruntarile acestei provincii, pentru a se închina lui Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi. Iată, anul trecut, datorită pandemiei, Bazilica multă vreme a fost închisă, dar credincioșii au putut să se închine și să venereze Sfintele Moaște, care, cum spuneam, se adăpostesc de aproape 50 de ani la mănăstirea Cocoș, de aici, din nordul Dobrogei, ctitorie a ieromonahului Visarion Făgărășanu,
un călugăr cu viață sfântă, bunătățită, care a zidit această labră duhovnicească. Și în anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că vom sărbători cu toată pandemia, respectând normele sanitare, sărbătoarea Sfinților Mucenici de la Niculicel, mucenici care ne îndeamnă și pe noi la credință, la dragoste, la evlavie, face de învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar în același timp și la o cinstire sinceră a înaintașilor noștri și la o dragoste specifică față de valorile spirituale ale neamului nostru românesc. Ne bucurăm că, iată, suntem în duc de comuniune cu credincioși și dobrogeni la această sărbătoare din data de 4 iunie, o sărbătoare dragă tuturor, o sărbătoare care întotdeauna cade sub lumina binefăcătoare a praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Sfinții mucenici să ne ocrotească, să ne ajute și pe noi, să ne dea și nouă duc de jertfire pentru casa Domnului, dragoste face de cuvântul revelat al Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales să ne ajute și noi să dăruim și noi dragoste, lumină, pace și binecuvântare și dreaptă făptuire pentru dobândirea mântuirii. Bazilica de la Niculițel face parte din patrimoniul spiritual al Ortodoxiei. Alături de relicvele Sfinților Epictet și Astion, descoperite la Halmiris în anul 2001, moaștele Sfinților Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos constituie o dovadă a prezenței pe teritoriul dobrogean încă din primele veacuri a unui creștinism organizat și militant, un adevărat model de viețuire pentru generațiile actuale aflate într-o continuă luptă cu spiritul secular. Toate aceste ispite au influențat anul trecut evlavia în sensul că n-au putut să mai vină să se roage acolo la Niculițel. Dar iată, n-a fost decât un an de absență. Credincioșii au plâns, s-au întristat. Anul acesta se vor bucura. Această perioadă de restricții însă a adus în conștiința credincioșilor mai multă religiozitate și mai multă apropiere de Sfânta Biserică. De aceea i-am însoțit în rugăciunile lor și am îmbărbătat prin Sfânta Liturghie zilnică, prin acatistele de seară și rog pe creștini să nu-și piardă nicicum credința. Valurile acestea de restricții sunt trecătoare. Credința trebuie să fie netrecătoare. De aceea invit pe slujitori și pe cântăreți să vină la Niculițel în 4 iunie, să fim împreună acolo și să le cerem din nou ajutorul și cu adevărat vor veni, precum a venit lumina cerească de la Dumnezeu în primul an al pelerinajului, această lumină cerească nu se stinge. Să vină lumina Harului Dumnezeu și asupra Sfintelor noastre și asupra noastră tuturor, că și noi vrem să-i urmăm pe Sfinți ca prietenii lui Dumnezeu și le cerem și noi prietenia Sfinților ca să mergem și noi pe calea lor către Împărăția Cerurilor de care să ne învrednicească Bunul Dumnezeu. Amin.
Astăzi, la Bucuria Credinței, vom rămâne în București, chiar în inima lui, la universitate. Și, împreună cu Andrei Victor Dochia și părintele Constantin Necula, vom descoperi una dintre cele mai vechi reședințe aristocratice din capitală, care adăpostește unele dintre cele mai impresionante colecții. Este vorba despre Palatul Suțu sau Muzeul Municipiului București. Să urmărim împreună! Bună dimineața, părinte! Bună dimineața, bună dimineața! Vă spun din centrul Bucureștiului, din inima orașului. Chiar din inima Bucureștiului. M-am orientat și eu pe hartă așa. Mă gândeam la un dat că atunci când eram mic era cea mai impresionantă clădire din București, era Intercontinental în mod cert. Dar apoi am descoperit că mi-aș fi dorit să fac chimia, care e vecină cu geografia pe de o parte, așa, pe de altă parte cu biblioteca de la litere și cu matematica și cu arhitectura. Mai ceva? Undeva acolo în spate era pe vremea când eu eram ceva mai mic, din amintirile bunicii mei era creditul minier. Apoi mi-am adus aminte că acolo unde e Teatrul Național acum era locul unde se întâlnea circul. Mi-am adus aminte de Ministerul Agriculturii ca atare și Spitalul Colța și mi-a dat seama odată că suntem de fapt în miezul Bucureștiului. Suntem la piața universității. Unde s-a pus cronometrul pe zero pentru libertate. Pentru libertate, da. Aici. Poate din acest motiv Brăteanu este însuși și pus acolo unde a început libertatea, adică era momentul să fie așezat. Iar noi suntem în curtea Palatului Șuțu. Ne-au primit cei de la Muzeul Municipiului București, le mulțumim pentru asta și încercăm să facem încă o ediție sau poate chiar două. Palatul pe lângă care în mare parte oamenii trec în viteză, nu e spațiu de viteză și uneori doar te atrage așa ca frumusețe, pentru că este una dintre marile construcții ale frumuseții românești. Uite, am să încerc să spun câte puțin. E construit de Costache Șuțu. Planurile sunt ale lui Conrad Schwieg și Johann Veit, 1833-1835. Interiorul este din 1862, este realizat de un sculptor și un decorator artistic Karl Stock. Undeva la intrare vom vedea medalionul cu Irina Șuțu, soția lui Costache Șuțu, care îi dăruiește de fapt acest palat până la urmă ca dar. Și trebuie să știm că aici e perioada de glorie, e a doua parte a secolului XIX, atunci când a doua jumătate a secolului XIX, de fapt, atunci când aici se deschideau balurile din oraș. În luna februarie, da. Grigore Șuțu, 1819-1893 și soția sa Irina, născută Moscu, fica unui bancher celebru din vremea aceea, Ștefan Hagi Moscu. Ei sunt cei care au promovat, dacă vrei, imaginea aceasta. Ei dezvoltă și marchiza și construiesc pe mai departe partea aceasta de peron din față, care rămâne așa o... Nu, poate trăsurile aici. Nu numai asta, un fel de prelungire în timp a pleoapei lor neadormite din dar de frumos. Și din 1956 este nou sediu al Muzeului Municipiului București. Era restaurat între 56 și 58 și apoi este redat publicului. Suntem în fața unei capodopere, fără îndoială. O bijuterie arhitectonică, da. Iar, pe de altă parte, nu doar că este unul dintre marile monumente istorice ale Bucureștiului, este și un punct de reper. Sunt convins că pe vremuri când se ieșea și se intra la plimbat, Palatul Șuțu era un punct de reper ca să-l vadă. Era aristocrația și... aici. Da. Dacă citești Ion Marin Sadoveanu, dacă citești un pic din Mihail Sebastian, de exemplu, te prinzi că era unul dintre punctele de reper ale orașului. Și, bineînțeles, că aveau imediat alături și biserica de la Colțea. Dar nu și... numai asta, cred că era la fel de viu ca acum, sigur, cu mai puțin zgomot și mai puține mașini, dar Bucureștiul nu este atât de schimbat pe cum vrea să pară. El rămâne un sat universal uriaș, cu intrările și ieșirile lui, cu calitatea lui aceasta fundamentală de trăire și de dezvoltare a fiecărui segment din viața cetății. Și cred personal că o oprire din când în când în astfel de situații e mult mai de preț decât alergarea continuă pe care noi o practicăm în fiecare zi. Asta am și zis, să poposim un pic în fața muzeului înainte de a descoperi expozițiile, una mai interesantă decât cealaltă. Să spunem și că, de fapt, pe noi ne interesează acum, pentru că fiind Duminica Samarinencei, avem nevoie de un spațiu inteligent și este un spațiu inteligent, o emblemă de inteligență și de sensibilitate feminină. Ne aducem aminte în urmă cu 2 ani de zile când
filmam pentru această duminică a Samarinencei chiar în Țara Sfântă. Dar n-am apucat să vedem Samaria, ți-e minte? Și atunci din cauza ploilor. Adevărul e că pentru mine rămâne un vis să mă duc să văd locul inteligenței feminine absolute. Deci după părerea mea, după Maica Domnului, cea mai interesantă icoană de femeie din Noul Testament este femeia samarineancă. Pare că n-are nimic, nu? Dacă citim, o să citim poate la un moment dat, deși sunt multe versete acolo. Ai văzut că, deși pare că nu mai dispune de nimic, nici măcar de iubire, nici măcar de... E de o ascuțită. Ascuțită, se prinde repede și știe cu cine vorbește. Și astea lucruri importante. În Scriptură foarte rare sunt cazurile acestea în care să cuprindă imediat imaginea aceasta excepțională a Dumnezeului întrupat. Să aduce aminte că e un joc prima dată. Mântuitorul își trimite apostolii în Samaria să caute de mâncare în cetate. Femeia vine la puțul lui Iacov și care e semnificativ pentru că era sursă de apă pentru... El era, cum să spunem, prilej de pace între evrei și samarineni până la urmă și de război concomitent. Dar la un moment dat, în momentul în care Domnul Hristos se apropie, el îi spune, ți-i trăci aminte? Dacă ai ști cine sunt, mi-ai cere să-ți dau apa vie. Zonidor, în alt preasfințitul Bartolomeu povestea că apa cea vie înseamnă, de fapt, apa din pânza freatică, apa care curge, apa răcoroasă. De aceea, femeia e foarte practică. Păi cum să-ți ceri ție, că tu nici măcar găleată n-ai, dar minte funie sau ceva, să ajungi atât de jos încât să aduci apa cea mai bună dintre toate. Inteligența asta tehnică e dublată și practică, dacă vrei. E dublată, în schimb, de una duhovnicească, pentru care are... În continuare, tot respectul lumii și al fleromei bisericii. Cu siguranță că Dumnezeu i-a descoperit faptul că interlocutorul este însuși Hristos. Asta că Dumnezeu i-a descoperit e valabil, dar în aceeași vreme Dumnezeu era în fața ei, ce să se mai descopere mai mult de atât. Adică era maximum de revelație, întâlnirea între ea și Hristos. Să recunoască. Iar ea venea dintr-o zonă în care lucrurile acestea nu erau atât de cum să spunem, paralizate, de gipsate, știi? Ceilalți erau gipsați în credința lor, pe când ea este încă, fiind samarineancă, ai observat că se joacă în cuvinte, înțelege, mișcă, forțează, adică are jocul acesta. Unii susțin că e o formă ludică de întâlnire cu Dumnezeu. Mie nu mi s-a părut niciodată așa, mi s-a părut extrem de serioasă și extrem de afectată de starea ei sufletească. Gândește-te, să-ți pierzi iubirea, nu? 7 soți ai avut și nici acesta nu este al tău. Să-ți pierzi iubirea pământeană, dar să te întâlnești cu iubirea cerească. E fenomenal. Și să simți că te întâlnești cu iubirea cerească. Să simți că este peste ceilalți toți. E ceva seducător aici. Este ceva ca în situația femeii cele desfrânate, cei unge picioarele lui Hristos, care are în ea intuiția bărbatului deosebit care este Hristos. Am mai povestit noi atunci, ții minte că tot am vorbit de Țara Sfântă, sunt convins că se aduce aminte cum la un moment dat povesteam, eram la Barsaba atunci și spuneam că femeia aceea, în ciuda faptului că era desfrânată, în ciuda, sau poate tocmai de aceea, având o experiență majoră în raport cu partea bărbătească a lumii, identifică în Hristos ceea ce este absolut bărbătește și fundamental în modul în care până astăzi Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Vă propun să continuăm tălpirea noastră. Avem o concurentă, probabil soră bună cu samarineanca, așa ar fi bine să ne adăpostim. Doamne! Atunci mă întreb, oare cum arăta în acea vreme acest spațiu? Și eu m-am gândit foarte mult. Să închidem ochii să ne... De la curatorii, care sunt niște oameni, cărora le mulțumim foarte mult pentru că ne îngăduie să filmăm astăzi aici. Sala de bal, aceea celebră, care în februarie făcea începutul primăvării mai devreme și erau într-un meci cu alte case bucureștene, e sus la etaj, așa că în timp ce vom povesti despre Evanghelie și despre samarineancă, inteligența ei și frumusețea ei, eu zic să și urcăm ușor, ușor, să ne apropiem cât mai mult de ceea ce ne oferă, de fapt, muzeul. Să ne închipuim cum urcau doamnele cu rochile acele ample. Nu neapărat, dar putem să ne închipuim cât de frumoasă era lumea de atunci, în ciuda urățeniei din jur. Nu erau mai bogați decât cei de astăzi, nu erau, dar era un os domnesc. Despre acest os voievodal și din samarineancă cred că merită vorbit și gândit un pic. Pentru că până la urmă în ea se simte noblețea unei femei care e înțeleaptă și din natura ei intimă. Sunt lucruri care nu le poți lipi din afară, nu poți să devii peste noapte înțelept sau vocațional
cultural, adică trebuie să ai în spatele tău o cultură întreagă, o creștere întreagă samariniană ca să simte covar. Și de unde considerați că ar fi avut această pregătire? Eu cred că era steață, efectiv. Pur și simplu ascultați mulți oameni vorbind. Dacă vrei, lumea întreagă e ca un han. Shakespeare mergea foarte des în copilărie la hanul de lângă casa în care el locuia, împreună cu tatăl sau și cu familia, cu mama. Și asculta poveștile. Unii susțin că el de-aia a și putut să scrie atât de mult, că avea o informație despre descriere atât de punctuale ale orașelor. De exemplu, Veneția nu bagă nimeni mâna în foc, ar fi vizitat-o Shakespeare. Dar a scris, puțin sunt cei care au scris mai frumos despre Veneția sau mai în duhul Veneției decât Shakespeare. Așa se întâmplă probabil și cu Samarinean, care era o femeie aflată într-o cetate mult mai cosmopolită decât multe alte cetăți, între Capernaum și Samaria. Să știți, Samaria era cea care mișca anumite platforme, dacă vrei, de viață. Nu uita că suntem în plină Samaria, acolo unde închinarea, după cum vom și afla, nu în Evanghelia, finalul Evangheliei este unde ne vom închina, vezi, trece de la lucruri legate de sub pământ la lucruri de deasupra pământului, de la apa obișnuită la apa cea vie. Cea vie, da. Pentru că se prinde că înaintea este Dumnezeul cel viu. Și observ că atunci când întreabă unde ne vom închina aici sau la Ierusalim, Domnul Hristos îi spune nici colo, nici colo, ci în Duh și în adevăr. Exact cum ea a început să deja să o facă. Adică Duhul ei simțise adevărul și în contextul ăsta reușește să se bucure de lucrurile acestea. Luăm o pauză, așa arată oglinda de Murano, da? În toată frumusețea ei. Să spunem că e impresionantă și prin aceea că îl păstrează pe om în măsura lui naturală. Știi că erau deranjante de obicei. Câteodată erau deranjante astfel de oglinzi, pentru că nu-ți spuneau mai mult decât erai. Știi? Cred că așa s-a întâmplat și cu femeia samarineană, că s-a oglindit în Hristos și exact. Hristos nu i-a spus mai mult decât era. Da, da, da. Odată că este uimirea aceasta întâlnirii între Mântuitorul Hristos și femeia samarineană, primul șoc este că el, israelit, îi vorbește unei samarinence. Pune în ghilimele și deschidem paranteză pătrată. Un aviz în plus celor care cred că biserica este anti-feministă sau antifeminină. E bine de punctat femeia acest lucru. Femeia este, dacă vrei, partener de dialogul lui Dumnezeu, cu condiția să aibă această inteligență a femeii samarinence. Nu mi-aduc aminte în Evanghelie Hristos să fi vorbit cu țațele. Observ că femeile care ies în întâmpinarea lui Hristos n-au gură mare. Sunt smerite, cu minți, inteligente și, peste toate, cu mult deasupra intuiției bărbaților. Adică evele simt în jur și în adâncul inimii lor întâlnirea cu Dumnezeu. Asta e lucru foarte important. Dar foarte interesant ce ne-a spus, că e într-adevăr s-a oglindit în Mântuitorul și a văzut viața... S-a identificat. Eu sunt așa convins. Erau crescuți așa într-o tradiție orală foarte bună. Li se povestea Vechiul Testament, li se dădeau toate argumentele despre Mesia, li se repetau la nesfârșit aceste... Oamenii erau pregătiți să-L aștepte pe Mesia. Și cred că așa era și la Samarine. N-aveau altă scriptură. Aveau alt loc de închinare, dar n-aveau altă scriptură. Aveau o scriptură care seamănă foarte mult cu ceea ce avem noi astăzi, atâta că noi avem și cărțile necanonice, tocmai pentru a înțelege aspectul istoric al vieții Vechiului Testament. Dar să ne înțelegem bine, în niciun caz nu putem spune că era ruptă de adevăr. Ce îi lipsea era Duhul. Exact despre ce spune Mântuitorul Hristos. Ori prin prezența lui Mântuitorului Hristos, i-a descoperit și Duhul. Și de-aia închinarea este în Duh și în adevăr, pentru că primind Duhul de la Hristos, primește și adevărul cu mai multă certitudine. Ceea ce o și face, până la urmă, primește și un Duh special. E prima femeie apostol, nu? Că se întoarce în cetate și le binevestește celor din cetate că l-a aflat pe Mesia. Oare nu este el Mesia? Da. Poate că ar trebui să le spunem telespectatorilor, să le reamintim care era această diferență între popoare și între samarineni. Samarineni ieșiseră un pic din aria curriculară a poporului lui Israel, tocmai prin așezarea într-un alt templu. Se închinau acolo, la apropiere, pe Moria, într-un vârf de munte. De altfel, când Mântuitorul spune că acolo și acolo, în mod cert arată cu mâna spre locul respectiv, nu prea se împăcau cu... Samarinenii erau priviți ca niște loseri, așa, de către israeliți, un fel de regiune, da. De regiune non-grata, știi, cam așa? De ce? Sau de ce? Ingrata. Sunt multe conflicte pe parcursul istoric al întregului neam al lui Israel și, nu în ultimul rând, această despărțire între rigorismul ritualic al israeliților și oarecare liberalism, un popor de păstori mai amplu decât, mai dinamic decât
poporul care, dintr-o dată, Israelul devine dintr-o dată un popor mai apropiat de orășenizare, de strângere în jurul cetăților. Nici n-aș ști să spun toate amănuntele legate de diferență. Uite, poate studiem împreună și le spun. Da, interesant, pentru că ne-ați dat destul de argumente ca să înțelegem de ce era această... Nu numai asta, cred că era și o chestiune diferență de... Hai să zicem de prioritizare a încrederii reciproce. Cred că se înșelaseră suficient unii pe alții cât să nu mai creadă între alții. Și cu siguranță că Dumnezeu a rânduit în așa fel să îi pună față în față și pe ea samarineancă și să stea de vorbă cu Mântuitorul. Repet, Dumnezeu iese în întâmpinarea, Dumnezeu iese în întâmpinarea reală a femeii. Mi se pare foarte important acest aspect și revin încă un lucru foarte important, foarte important. Nu vorbește unei femei din înalta societate samarineană, unei absolvente de Oxford, Cambridge și bursă Humboldt. Vorbește unei femei care, fie vorba între noi, noi putem bănui că nu era tocmai ușă de biserică sau, mă rog, ușă de templu, dar care are în ea această excelentă capacitate, această intuiție fundamentală a Dumnezeului bărbat. Adică simte în Hristos bărbăția aceasta veșnică pe care, în care se înveșmântează Dumnezeu. Am ajuns la etajul balurilor. Deci suntem, cred că scara e pusă doar ca să ne transforme în participanți la un dans uriaș care este dansul vieților noastre. Ne apropiem încet, încet, pas cu pas de una dintre expozițiile găzduite de palatul acesta. Am preferat să încheiem aici, într-un fel sau altul, discuția noastră. Expoziția se cheamă Timpul orașului și asta spune foarte multe despre modul în care, în timp, imaginea aceasta a femeii samarinence s-a adâncit în biserică. Părinții bisericii comentează despre trecerea samarinice însăși în alt timp, în eonul acel al Împărăției lui Dumnezeu, prin cunoașterea adâncită a lui Dumnezeu. Vezi un Dumnezeu care dialoghează, care nu impune, un Dumnezeu care te ajută să te pui în valoare și te desăvârșește în valoarea pe care o ai. Ați reușit să ne creați imaginea asta, deși n-am mai citit Evanghelia, dar am văzut felul în care au decurs tot acest episod. Deci, că vorbim atât de bine încât după ce se uită către noi, cum ne uităm noi la ceasul ăsta așa atenți, oamenii merg la biserică totuși unde ascultă Evanghelia și unde sper eu din toată inima preoții reușesc să tâlcuiască măcar în parte lucrurile pe care noi le-am trăit. Gândește-te că așa, aceste ipostase ale timpului, așa cum sunt ele aici, sunt, dacă vrei, tot atât de multe ipostase în care femeia respectivă își vede propria viață după ce se întâlnește cu cel care este izvorul timpului și care rămâne Hristos. Și nu întâmplător, cred că întâlnirea lor este acolo, la puțul lui Iacob. Locul unde, dacă vrei, se rebotează în o conștiință umană și se reașează în Hristos toată credința samarinenilor. Avea să rămână, într-un fel sau altul, în istoria Samariei femeia aceea, Fotini. Avea să rămână în conștiință. Ea este pomenită ulterior ca mucenică. Este cea care... Mucenica Fotini. Da, este cea care aduce lumină și cea care mărturisește lumina. Mie mi se pare incredibil cum schimbă Hristos viețile oamenilor când se întâlnește cu ei. A fost o ediție începută în miezul Bucureștiului și ușor, ușor am ajuns în timpul orașului. Timpul Bucureștiului. Da, eu sper ca bucureștenii să-și facă timp să se odihnească. Spații de genul acesta sunt spații de odihnă, sunt, dacă vrei, puțurile lui Iacob, de la care pot reînvăța unde să se închine, pe care deal. Aici e un singur deal unde te poți închina ortodoxul. Dar să învățăm, până la urmă, e important pentru fiecare dintre noi să ne redefinim prioritățile închinării, prioritățile vieții cotidiene, prioritățile dăruirii de sine pentru ca Dumnezeu să se bucure de noi. Vă mulțumim pentru această tâlcuire, pentru această istorie a locului unde suntem și să le spunem telespectatorilor că săptămâna viitoare vom măsura acest timp al orașului în această expoziție. Și vom vedea alte lucruri minunate de aici, de la Palatul Șuțu, de la kilometru zero. Nu doar al Bucureștiului, ci și al democrației și al libertății noastre. Vă mulțumim, Părinte. Sămnești. A
atât pentru astăzi. Să aveți o duminică liniștită. Sunt Rafael Udriște. Doamne ajută!